Până la sfârșitul acestei luni se finalizează lucrările de înlocuire a unor elemente garnituri, precum și lucrările de reparații la sistemele de acționare la barajul numărul 2, cunoscut ca și barajul nou. Totodată, la mijlocul lunii, serviciul a început să lucreze și la barajul vechi, unde până la sfârșitul lui august se vor schimba confecțiile metalice. Aceste lucrări fac parte dintr-un program anual de gospodărire a apelor și care nu pot fi realizate numai prin ridicare sau coborârea nivelului apei. Din cauza faptului că infrastructura hidromecanismelor este semi-înnecată în urma acestor intervenții, se pot genera disfuncționalități în ceea ce privește stabilitatea nivelului de apă, în special între cele două baraje. Conducerea serviciului a comunicat că din aceste lucrări ar putea rezulta eventuale situații neplăcute, în special locuitorilor riverani, dar muncitorii vor acționa cu cea mai mare atenție și profesionalism, în așa fel încât disconfortul creat să fie minim.